Salut, sunt Andrei și astăzi vă prezint mașina de găuriș și înșurubat Raider RDP CDL03L. Mașina este prevăzută cu o mandrenă rapidă ce permite montarea accesorilor cu diametru maxim de 10 mm. Angrenajul are 18 trepte de reglare a momentului de torsiune plus o treaptă suplimentară pentru găurire. Cuplul maxim dezvoltat de acest model este de 25 de Nm. Carcasa motorului este prevăzută cu suprafețe soft grip și fante de aerisire laterale pentru o răcire optimă. Mașina are două trepte de viteză, treapta inferioară care dezvoltă 350 de rotații pe minut și treapta superioară care dezvoltă 1350 de rotații pe minut. Întrerupătorul reglează turația în funcție de cât de tare este acționat și activează LED-ul de iluminare a zonei de lucru. Schimbătorul de sens se poate acționa de pe ambele părți ale mașinii, iar mânerul este prevăzut și el cu suprafață soft grip pentru o prindere cât mai bună. Acumulatorul din dotare este pe tehnologie litiu-ion, are 12V și 1,3 Ah, se încarcă rapid și nu necesită formatare. Mașina are o greutate totală de 1 kg și poate fi utilizată cu ușurință la înălțime datorită clemei de siguranță. În setul de livrare al produsului găsim cartea tehnică prevăzută cu certificat de garanție, încărcătorul, un acumulator litiu-ion 12V 1,3 Ah și valiza de transport din plastic cu un set de burghie de metal și un set de accesorii de înșurubare.